Prima etapă a competițiilor hipice din Strandul Tineretului va cuprinde 4 concursuri. Cupa municipiului Piatra Neamț, aflată la ediția 17-a, Cupa Marsat, aflată la ediția 3-a, o etapă de Grand Prix România, așa cum se știe, destinată celor mai valoroși călăreți ai României care ne vor reprezenta în acest sezon competițional la întrecerile din afară. Și bineînțeles, după 15 ani, va reveni la Piatra Neamț un concurs național de dresaj. Este vorba de Cupa Federației Ecvestre Române. Deci, timp de 3 zile, baza hipică din Piatra Neamț, cum spuneam noi și altădată, redevine capitala călăriei din România. La doar o săptămână după aceste competiții, între 2 și 5 iulie, se va desfășura Festivalul Ecvestru Național Stânca Șerbești, când se va desfășura și etapa a doua la sărituri peste obstacole. Este integrată în programul manifestărilor din Comuna Ștefan cel Mare, care se vor desfășura în perioada 2-5 iulie, reunite sub genericul Festivalul Județean Cultural, Artistic, Sportiv și de Evocare Istorică Ștefan Ștefan, Domn cel Mare. În ultima zi, respectiv pe data de 5 iulie, călăreții prezenți în cele 3 zile în cadrul competițiilor de la Piatra Neamț se vor deplasa în Comuna Ștefan cel Mare, unde vor participa la festivitatea de premiere și vor realiza o demonstrație de sărituri peste obstacole și dresaj pentru a satisface curiozitatea și pentru a crea în rândul cetățenilor din Comuna Ștefan cel Mare o bucurie și o satisfacție. Fondul de premiere la competițiile care încep joi este de 300 de milioane de lei vechi, iar 20 de milioane va reprezenta totalul premiilor în probele de dresaj.